Bine v-am găsit! Sunt Cristi Dorâmbac și vă prezint știrile publica.md. Aproximativ 130 de kilometri de linii electrice vor fi construite și reparate în următorii 2 ani. Proiectul de importanță națională costă 5,3 milioane de euro și banii vor fi alocați sub formă de grant de către Comisia Europeană și Banca Europeană pentru reconstrucție și dezvoltare. Alte 83 de grădinițe vor fi renovate din banii oferiți de România. Guvernul urmează să aprobe astăzi lista instituțiilor care vor beneficia de ajutorul financiar acordat de București. Potrivit proiectului, vor fi realizate lucrări de reparație a acoperișurilor și a fațadelor de izolare termică a pereților, iar unele grădinițe vor fi conectate la conducta de gaze. Gata cu ambuteiajele, Inspectoratul Național de Patrulare lansează astăzi un nou serviciu Infotrafic. Prin intermediul programului, conducătorii auto vor fi informați în timp util despre situația de pe drumurile locale și naționale. Șoferii din capitală, de exemplu, vor putea urmări în timp real străzile care ar trebui evitate din cauza aglomerației. Situația politică din Ucraina și conflictul din Donbas au fost motiv de ceartă la Chișinău între etnici ruși și cei ucrainieni. Câțiva manifestanți vorbitori de rus au protestat astăzi în fața ambasadei Statelor Unite, unde i-au învinuit pe americani de implicarea în treburile interne ale statului vecin. În același timp a fost organizată și o contramanifestație, în care câțiva etnici ucrainieni au acuzat Moscova de susținerea rebelilor din Donbas. Polonia își întărește granița cu Rusia, Belarus și Ucraina. Poliția de frontieră poloneză va construi încă 13 turnuri de observație pe lângă cele 25 existente. Comandantul Poliției de Frontieră a anunțat că acestea vor fi dotate cu sisteme moderne de supraveghere, capabile să monitorizeze frontiera non-stop. În jur de 360.000 de rațe vor fi sacrificate în Franța. Autoritățile au luat această măsură pentru a evita răspândirea gripei aviare. Cele mai afectate sunt două regiuni din sud-estul țării. Dacă ați fost martorul unei situații interesante ce poate deveni o știre, așteptăm imaginile în secțiunea Știrea ta de pe publica.md. Mai multe informații și materiale video găsiți pe publica.md, iar noi ne revedem curând.